Dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la un nou clip, un alt clip crăciunistic de sărbătoare, un haul. Știți că nu fac foarte multe hauluri la mine pe canal, pur și simplu nu e genul meu de clip, nu-mi place foarte mult nici să le filmez, dar știu că vă place să vedeți ce am mai cumpărat și pentru că în fiecare an decoresc o anumită temă în minte de Crăciun, vreau să vă arăt cum am gândit cumpărăturile, ce am luat pentru a mă încadra în tema pe care vreau să fac, fără să îmi cumpăr, recumpăr tot decorul în fiecare an. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți de ceva vreme ce temă facem de Crăciun. Facem Christmas at the Cabin, un decor cozy de cabană, deși evident noi nu suntem într-o cabană, n-avem pereți de lemn, n-avem cerbi pe pereți și alte lucruri de genul acesta, dar putem transforma orice loc, indiferent cât de modern este, într-un loc cozy în care să ne simțim bine. E și anul în care probabil nu vom merge la multe petreceri. Sinceră să fiu, pentru noi, pentru mine și pentru John, Crăciunul ăsta nu va fi foarte diferit. Noi cam același lucru facem în fiecare an. Nu avem foarte multă familie în zonă, nu ne întâlnim cu 20-30 de oameni nici în alt an. Așa că din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, Crăciunul ăsta e aproape la fel cu ce a fost anul trecut. Dar îmi pare rău pentru cei care au familie aproape și nu se pot întâlni sau nu vor sau există mai multe riscuri. Anyway, întorcându-mă la temă, facem temă cozy, facem o temă pentru că toată lumea e în modul ăsta de stat acasă și sper să și ningă, pentru că asta va adăuga la tema pe care o am anul acesta. Jonglasem cu mai multe idei, am vrut să fac albastru cu auriu, foarte elegant, dar m-am gândit că unul la mână nu e neapărat anul în care să fiu elegantă, pentru că, tema anul ăsta e cozy și stay home. Și am crezut că nu o să găsesc multe decorațiuni în magazine. M-am uitat acum vreo o lună pentru ele și nu era mai nimic. Și zic, hai că fac astea, că sigur verde găsesc. Abia am găsit niște ornamente, am fost inclusiv la magazine de second hand, am luat și de pe Amazon, eu niciodată nu comand decorațiuni de pe Amazon, dar nu am găsit nici unde chestii verzi, foarte, foarte greu am găsit unele elemente pe care mi le doresc, mai puține decât aș fi crezut că o să găsesc. Și ce să vezi, am găsit în magazin destul de multe chestii albastre cu auriu în perioada asta. E deja început de decembrie, mâine, poi mâine. Era puțin târziu să încep acum cu tot shoppingul. Dar am aici câteva, nu cred că sunt toate lucrurile pe care le-am cumpărat, sunt 80% sau 90%, pentru că momentan sunt într-o grămadă mare la subsol, pentru că am scos bradul aseară, urmează să-l decorăm, de-abia aștept să facem treaba asta. Am vrut să fac haul-ul ăsta pentru că după aia le pun peste tot prin casă și nu am chef să le mai adun. Alexa, Christmas tree on! Yay! Hai că așa dată mai bine! Ăsta e bradul artificial și avem acolo unul natural, ați văzut deja clipul cu bradul pe care l-am luat, azi urmează să mă apuc de decorat. Însă vreau să vă arăt diferitele decorațiuni pe care le-am luat pentru mai multe locuri din casă. Că n-am luat numai ornamente de pom, am luat și lucruri pentru masa din sufragerie, pentru pereți și pentru alte lucruri de genul acesta. Bun, vreau să încep cu masa din sufragerie, pentru că pentru ea nu aveam foarte, foarte multe lucruri. Am un table runner, o față de masă îngustă pe care o pun, o aveam din alți ani, deci nu a trebuit să cumpăr. Însă, pentru că e o temă din asta cabin-y, nu am prea avut. Am tot felul de chestii aurii, elegante, cu sclipici, cu tot felul de lucruri de genul acesta, foarte elegante. Anul trecut am făcut temă burgundy, parcă catifia, deci a fost foarte elegant. N-aveam nimic pentru tema de anul acesta, așa că am comandat aceste 4 bucăți de lemn rotunde. Le-am luat de pe Amazon. Se găsesc, pentru cei care stau în state, se găsesc și la Hobby Lobby și la Michaels, dar mult mai scumpe. Cred că era $12 bucata sau mai mult și pe Amazon le-am găsit cu vreo 7-8. Deci am luat un set de 4. Astea vor fi practic suportul de farfurie pentru ca tema să arate și mai cozy și mai cabin-y, așa cum vreau eu să o fac. Deci asta le-am luat ca suport de masă și pe ele voi pune aceste farfurii. Am luat un set de 4 farfurii de la, nici nu mai știu de unde le-am cumpărat astea, de la Target le-am luat pe astea. Sunt foarte frumoase.
Sunt simple cu carouri, nu mâncăm din astea, astea sunt strict de decor. Pe astea urmează să pun farfuria pe care, de pe care e safe să mănânci și care sunt evident mai ok. Dar stați să vă arăt dacă, că n-am deschis încă astea, cam așa va arăta ideea. Simplu, drăguț, doar ca să adauge un strop de cozy. Aș fi vrut, ar fi trebuit de fapt să le cumpăr puțin mai mari de atât, dar alea mai mari erau și mai scumpe și cred că să le voi putea folosi și în alte contexte, la ședințe foto, la alte lucruri de genul acesta. Dacă erau puțin, ups, dacă erau cam mari, nu prea aveam ce să fac cu ele. De aia așa va arăta settingul de masă. Tot pentru masa din sufragerie am luat și mai multe lumânări. Le-am găsit pe astea de le-am găsit acum în toamnă când am decorat pentru toamnă și ați văzut tot felul de nuanțe pastelate de roz, crem, ce nuanțe mai aveam. Cam astea erau. Mi-au plăcut foarte mult, așa că am luat și varianta verde. Mai am două acolo în spate. Sunt verzi la care nu le-am dat foc încă. Însă, evident, o voi face de Crăciun și le voi folosi în diferite locuri din casă. N-au miros, n-au nimic, sunt ceară simplă, sunt foarte frumoase și foarte elegante. Pot fi elegante sau pot fi cozy în funcție de cum le decorezi. Am luat, deci, lumânări. N-am știut ce să fac cu masa. Niciodată nu știu ce să fac ca obiect central pe masă. Am vrut să fac un proiect de DIY. După aia am găsit treaba asta la Home Goods și m-am gândit că e varianta potrivită. E un mix între modern și cabin-y, farmhouse-y. E o lumânare cu becuri LED înăuntru. Deci poți să dai foc fără să-mi fac griji că v-a luat foc toată casa. Și cu, evident, crenguțe artificiale în jur. E auriu, un auriu mat și îmi place mult forma de steluță. Ăsta va fi pus în mijloc, în mijlocul mesei și lângă ea vor fi niște suporte de lumânări, cam ăsta va fi centerpiece-ul, va fi mult, mult verde, lumânări și lemn. Pentru masă, ce am mai luat pentru masă? Am luat șervețelele astea, simple, sunt parcă din Inn și pe ele scrie Merry, Jolly. Ce mai scrie? Cred că Merry și Jolly. Jingle și alte cuvinte din astea tipice de Crăciun. E un set de... câte sunt? 4. Așa. Tot pentru servit, invitați, am luat și șervețele din astea normale, pentru că voi mai avea niște prieteni în vizită și nu vreau să le murdăresc pe alea din materiale, pe alea le vom folosi strict în ziua de Crăciun. Și prosoape de bucătărie, tocmai pentru a continua tema asta de cabin. Au unul alb, unul alb cu verde în carouri și unul negru cu verde tot în carouri. Astea sunt toate de la Hobby Lobby. Cam atât, cred că am luat pentru masă, n-am luat nimic, mă rog, cam atât. Sunt destul de multe, tot din seria bucătărie, baie. Am luat prosoapele astea roșii. N-am găsit pe verde, dar mi-au plăcut mult cât de vesele sunt și le voi pune pentru spălat șters pe mâini în baia principală, mă rog, nu baia noastră, baia pe care o văd și alți oaspeți care vin în vizită și vreau să adaug puțin Crăciun și în baia aia care, săraca, n-am făcut nimic de când ne-am mutat în ea, arată ca pixul, dar măcar așa să facem ceva de Crăciun. Cam ăsta e sectorul masă. Așa cum spuneam, am deja table runner, am evident vasele pe care le folosesc, am tacâmuri, nu-mi trebuie nimic altceva, nu cred că o să am nevoie. Poate pun niște beculețe printre toate chestiile verzi pe care le am în mijloc, dar în rest asta va fi masa. La capitolul perini, îmi place foarte mult și mai ales când faci o temă de genul ăsta, cabin, Christmas at the cabin, mi se pare că trebuie să fie totul cozy și am multe perinițe tot așa cu paiete, cu tot felul de chestii care strălucesc, cu glitter și nu sunt neapărat în tema asta cabin. Deci n-am avut nici măcar o pernă pe care să o pot folosi, așa că la capitolul ăsta am luat 3. Am găsit-o pe asta la Target, prima pe care am găsit-o și m-am îndrăgostit de ea. Este și pe roșu și pe alb, dacă țin bine minte, dar am luat-o pe asta verde. Arată efectiv ca un pullover și îmi plac foarte mult nasturii de lemn din față. Foarte, foarte faină și foarte cozy e.
Pe asta parcă am luat-o de la Home Goods, dacă țin bine minte. Nu? Da, de la Home Goods e asta. E puțin mai elegantă, pentru că are catifea, dar tot din varianta cozy, că pe spate e albă ca un fel de in, off-white. Tare mult îmi plac perinițele și de la un magazin local am văzut-o pe asta. Am vrut un pic de echilibru între verdele astea puternic pe care l-am luat, forest, acest forest green, și am vrut și o variantă puțin mai neutră, să meargă cu alte păturițe, pentru că avem o pătură albă pe care o punem pe pat și mai avem alte elemente din astea crem. Scaunul ăsta mare din spate pe care l-am avut pe terasă, l-am adus înăuntru și are e fotoliu maro cu salteluță albă, așa că am vrut să am și ceva alb, nu să fie acum totul verde. Și am luat-o pe asta cu brăduți. Mult de tot mi-a plăcut, tot pentru a fi cozy. Eu sunt obsedată de păturici. Am foarte multe pături din astea de pus pe picioare când te uiți la televizor, de stat pe ele, de luat pe terasă când stăm toamna afară. Am multe, chiar am multe, am vreo 7-8 deja și n-aveam niciuna verde. Asta albă mergea cu tema, că e foarte cozy și da, e preferata lui Dexter și nu prea o luăm pentru că tot timpul stă pe ea și trebuie să o curăț de păr, și am găsit-o pe asta la Home Goods, iar sunt absolut îndrăgostită de ea, cu elemente de pomi. Are puțin auriu aici pe lângă, ceea ce o face mai elegant decât mi-aș fi dorit, dar e foarte cozy, foarte, foarte cozy și destul de mare. Mi-a plăcut mult, mult de tot. Mi s-a părut mai deosebită față de tot ceea ce văd în magazine în materie de pături. Încă nu știu ce fac cu treaba asta. E un brăduț din tot felul de crenguțe. Am luat, dacă mai țineți minte, decorul de toamnă. În dormitor aveam o frunză exact în stilul ăsta și m-am gândit că poate exact același lucru vom avea în dormitor ca decor, doar că un brăduț în forma asta, sau poate îi găsesc un loc pe aici prin casă. Din nou, fiind din lemn, mi s-a părut o idee bună pentru vibe-ul pe care vreau să-l aibă decorul anul acesta. Cred că trecem acum la capitolul pom. Așa cum am spus, avem un pom natural și unul artificial, pentru că suntem nebuni și ne place să facem două. Nu suntem chiar nebuni, dar la modul cel mai serios, eu am crescut cu pom natural toată viața și John a crescut cu brad artificial toată viața. Atunci când m-am mutat în state, el a zis, hai să luăm unul artificial, că o să-l avem tot timpul, nu avem neapărat bani, eram în Florida, oricum nu cred că putem să mergem undeva să tăiem un brad. Și l-am luat pe ăsta. Din 2014 l-avem. Arată excelent. Îmi place foarte mult că are câteva crenguțe cu puțin alb. Are și câteva conuri de brad. Și luminițele sunt puse deja. Nu trebuie să fac eu treaba asta, ceea ce e deja un mare plus. E absolut superb. Nu-i nimic greșit cu el. Îi pică foarte multe ace. Să știți că îi pică mai multe ace decât îi pică la natural. Dar de aia facem doi pomi. În 2018... am văzut că toată lumea merge aici în Michigan să-și cumpere brad și e practic o experiență de familie, o tradiție după Thanksgiving să luăm bradul de Crăciun. Și am zis, hai să mergem și noi măcar un an să vedem cum e cu brad natural, luăm unul mai mic, nu avem doi așa de mari și vedem cum e. Și a plăcut atât de mult la John cum arată și un brad natural, încât de atunci e al treilea an în care avem doi brazi. De obicei ăsta e cel care e împotobit în temă. Și cel natural e cel care primește globurile miscelinious, astea din toate. Fie că sunt ceva pe care am cumpărat dintr-o excursie, fie că e ceva special pentru noi. Bradul ăla e tot timpul, nu are o temă, e cum ne vine și ce globuri avem extra și cum avem noi chef să-l facem. Și globuri unice pe care le primim cadou, de obicei, merg în ăla. Și ăsta e cel care e decorat în tema din fiecare an. Cam ăsta e planul nostru și cam așa ne gândim noi la lucruri. Sigur, s-ar putea să vi se pară puțin cam mult să facem doi brazi, însă nouă ne place foarte mult și e o tradiție pe care am început acum 3 ani și pe care cred că o să o ținem mult timp de acum încolo. Așa cum spuneam, trecem la capitolul pom. V-am spus, mi-a fost foarte greu să găsesc globuri verzi. Singurele globuri pe care le găsesc verzi erau un verde din ăla lime, oribil. Eu aveam în total, cred că, 10 globuri verzi din tot ce am avut, din tot felul de combinații pe care le-am luat în alți ani.
Și toate erau culoarea asta de lămâie, de lime. Nu e, eu căutam un verde din ăsta, cum e perna pe care v-am arătat-o, forest, mai închis, mai mut, așa, nu un verde la care să-ți iasă în față. Nu am vrut sclipici. Și am încercat să cumpăr ce am găsit, să văd exact cum le folosesc. Astea le-am luat de pe Amazon și sunt de un verde absolut grotesc. Și sunt câteva cu sclipici. Sunt de plastic, nu sunt foarte frumoase, dar am pe cele mate, sunt câteva mate, le voi folosi pentru a adăuga puțină culoare. La fel și astea mici, tot de pe Amazon sunt, pentru că nu am găsit efectiv altceva și sunt practic 4, 8 pe care le pot folosi în asta. Nu știu dacă vreodată îi face vreo temă din asta glittery cu verde, dar nu am găsit nimic ce căutam, așa că a trebuit să mă reprofilez. Pe astea le-am găsit zilele trecute la un magazin local. Sunt culori foarte earthy, foarte neutre. Două sunt teoretic considerate verde, asta e foarte deschis, un verde foarte deschis, și ăsta e un verde exact cum caut. Și m-am gândit să adaug maro și alb, pentru că nu cred că o să am suficiente globuri verzi, nu, așa cum spuneam, nu am găsit. Așa că pomul va avea o combinație de elemente maro, albe și ce verde am reușit să găsesc în toate plimbările mele prin magazine și în toate căutările mele online, dar astea sunt foarte drăguțe. Sunt însă foarte scumpe, astea sunt 3, 18 globuri din astea mici, $21, foarte scumpe. Am cam vrut să iau două cutii, dar nu m-a lăsat sufletul să dau atâția bani și am luat doar asta pentru a adăuga câteva elemente din astea mai stylish, așa, pe lângă ce am găsit. Am fost la un alt magazin și am luat astea care sunt maro. Mă rog, pe cele aurii nu le voi folosi, le voi folosi pe cele maro mate dintre ele, dar știu sigur că pe cele aurii le voi folosi la un moment dat. Și au fost destul de ieftine, au fost vreo $6 sau 7 și sunt de sticlă, nu sunt de plastic. Asta îmi place foarte, foarte mult la ele. Le-am găsit la At Home, în cazul în care e cineva curios. Și aici am o combinație de globuri pe care le-am găsit la magazine complet diferite. Am încercat să fie câteva verzi, câteva albe, pe astea două le-am luat de la un magazin local. Problema cu magazinele locale în cazul ăsta e că globurile sunt foarte scumpe, foarte scumpe. De exemplu, o bucată din asta a fost parcă $7 sau ceva de genul ăsta. Mult. Eu nu pot să iei 20 de globuri la $7 pentru că te costă prea mult. Dar eu am vrut să cumpăr ceva de la ei în perioada asta nebună și am luat câteva globuri diferite, ca să am mai multe nuanțe de verde în pom. Pe asta le-am luat, de exemplu, am fost la magazin de second hand și am găsit un set cu multe, multe culori, printre care și roșu și auriu, dar aveau și astea verzi. Exact ceea ce căutam sunt astea. Dacă aș fi găsit un set numai cu verde, numai cu stilul ăsta, aș fi cumpărat, dar nu se găsesc doar verzi, doar pe stilul pe care îl cauți, decât dacă vrei prostii din astea destul de chicioase din punctul meu de vedere, dar am luat setul ăla de globuri, parte din ele am folosit pentru o coroniță în exterior și restul, câte am găsit? Cred că sunt în total vreo 8 sau 10 pe care am găsit în stilul ăsta, dar sunt foarte frumoase. Sunt de plastic, nu sunt nu știu ce calitate, dar sunt tare drăguțe, mi-au plăcut mult și zic, din astea caut, măcar câteva să am în stilul pe care mi l-am dorit. Pe astea trei le-am găsit la Home Goods și m-am îndrăgostit de stilul lor, nu sunt neapărat în temă, dar scrie pe ele Peace, Love și Joy și îmi place cum au agățătoarea asta în formă de ren, o pasăre și celălalt e un ren, cerb, ce-s astea, ce animăluțe sunt pe aici, sunt destul de mici. Dar sunt foarte frumoase, sunt de sticlă globurile, astea sunt mai deosebite decât ce am găsit și cred că o să arate bine în pom, alb, mat și auriu, pentru că tema asta cu cabin nu e neapărat numai maro și verde, poate să fie și mult alb, deci n-am vrut să rămân doar în lumea mea verde, se pot fi și alte culori care pot aduce tema aia. Le-am mai găsit pe astea la Home Goods, o combinație între globuri sclipicioase și mate. Mi-au plăcut renii de pe ea,
deși e o nuanță de verde sage, așa, destul de ciudățică. Ea nu e neapărat verdele, că eu verdele ăsta îl căutam practic pentru toate globurile, deci nu sunt aceleași, dar cred că va arăta bine să le combin puțin, să combin puțin nuanțele și cred că va arăta o variantă de pom cabinet, dar puțin mai modern decât unul pe care l-ați vedea într-o cabană. Ups, să nu le sparg, că așa n-am multe. Piesa mi s-a părut funny, l-am găsit la un magazin local, exact cum am descrie toți, 2020, un dumpster fire, probabil o să meargă în bradul natural, mi s-a părut funny. Și tot la capitolul ce am făcut anul ăsta, am luat un glob în formă de pașaport, se găsește la Target, e foarte fain, de calitate foarte bună, chiar arată ca un pașaport american. Și vreau să-l pun în pomul natural pentru că e un milestone important, voi scrie în el anul, pentru că atunci, peste 10 ani, când îl pun în pom, să nu uit când am luat cetățenia. Deși cred că anul ăsta nu va fi unul pe care îl vom uita atât de ușor. În rest, ce globuri mai am pe aici? Ce am mai găsit? Pe astea două le-am luat iară, cred că de la At Home. Sunt tot de sticlă, sunt foarte frumoase și cred că merg bine cu ideea mea de anul acesta. E un set de 4. Dar vedeți, ăsta nu e verdele pe care neapărat mi-l doream, e foarte limey, dar, repet, cred că o să arate bine mai multe nuanțe și ar trebui să renunț la ideea mea de trebuie să fie tot la fel. Și tot la At Home am găsit și din astea micuțe, mate, de sticlă, în nuanța asta. Îmi place foarte mult că atunci când fac pomul să combin multe ornamente de dimensiuni diferite, texturi diferite, stiluri diferite, aceeași temă, dar stiluri diferite, pentru că astea două, de exemplu, sunt stiluri foarte diferite, dar cred că merg bine împreună. Am încercat să cumpăr și alte tipuri de ornament, nu numai astea, globurile astea tradiționale, și am găsit papucei și-a drăguți la Kirklands cu bleniță. Iară, perfect pentru tema asta și m-am dus și la Hobby Lobby și am cumpărat câțiva reni din ăștia, cred că sunt din carton, maro cu acel burlap la gât. Și apropo de burlap, am luat și câteva fundițe de pom. Astea le-am luat acum vreo lună și tot am sperat că o să găsesc verzi. N-am găsit verzi decât pe Amazon, din păcate, și am cumpărat de la ei vreo, cred că 20 din astea. Se pun destul de greu pentru că au șnur, nu se vor arata așa ușor, va fi destul de greu să fac treaba asta, dar au fost singurele care mi-au plăcut, așa că le-am cumpărat. Mai o chestie am să vă arăt în materie de pom și asta e ghirlanda. În America să știți că nu sunt foarte mulți oameni care pun betială. Să fiu sinceră, nu cred că am văzut niciunde betială până acum într-un pom. Le-am văzut de vânzare la Hobby Lobby, dar nu prea decorează lumea cu betială. Se folosesc felul de ghirlande din catifia, din asta de împachetat, care se înfășoară sau burlap din ăsta, dar materialul ăsta din care sunt fundițele. Ca un sac din ăsta. Și am luat eu pentru pom anul ăsta, era să le sparg, fiind o temă din asta plină cu lemn, am luat ghirlandă din asta, am luat două și asta va fi ghirlanda de pom. E foarte grea, deci numai un pom artificial cred că ar putea suporta așa o greutate. N-am știut exact ce vreau să fac pentru că cu tema asta nu prea sunt ghirlande. În alți ani am cumpărat aurii foarte frumoase cu mulți clipici. Ce am mai făcut în alți ani? Am pus flori din astea mari de catifia pe post de ghirlandă. Anul ăsta însă fiind o temă din asta mai relaxată. N-am știut exact ce să pun și am văzut astea la Kirklands, le-am găsit și mi-au plăcut mult. Repet, însă sunt foarte grele, deci dacă nu aveți brad artificial, nu cred că un brad natural le va putea suporta. Cam astea cred că au fost cele pentru pom și acum o să vă arăt câteva random pe care le-am mai cumpărat pentru diferite lucruri. De exemplu, am o problemă cu aceste truck-uri, îmi plac atât de mult, mi se par tipice americane, mai ales pentru zona asta de Midwest. Și n-am găsit unul pe verde, era pe roșu și pe alb, dar am luat pe ăsta cu pomișorul în spate, l-am găsit la
la Target. Din seria Random Things am mai luat și combinația asta pentru a face tot felul de proiecte DIY. Să-mi pun în diferite vase, în felinare sau în ce altceva mai găsesc eu interesant de deturnat lucrurile astea, pentru că n-am găsit așa de multe lucruri verzi cum mi-aș fi dorit, deși știu că acum când mă uit la ele zic, hai că totuși am găsit ceva. Mi-a fost destul de greu să le adun din toate părțile, însă sunt foarte mulțumită cu ce am găsit. Cred că va arăta foarte frumos și diferit, pentru că până acum am făcut auriu mult, roșu mult, burgundy mult, chiar și alb mult, dar e prima dată când mă concentrez atât de mult pe verde și sunt foarte, foarte entuziasmată. Asta e o altă ghirlandă pe care am luat-o pentru deasupra de televizor. Am vrut să pun inițial crengi naturale și John a țipat la mine și mi-a zis că nu pot să fac asta pentru că îi pic acel lichid și suportul televizorului e de lemn, inclusiv raftul ăla pe care vreau să pun e făcut de John și e din lemn și că nu-i voie că pică sap din ăla și le distruge. Așa că am luat ceva mai safe și am luat ghirlanda asta pentru a o pune deasupra. Dexter a venit și el, îi place să stea sub pom, în cazul în care vă întrebați ce face, foarte mult îi place să stea sub pom. E locul lui preferat, nu se cațără, niciodată nu cred că s-a cățărat în pom. Stă și se uită la luminițe, acolo e locul lui, cred că se simte safe. Bun, tot de la Target am luat și seturile astea de, suport de lumânări. Le-am găsit la un preț foarte, foarte bun, cred că au fost $5 bucata. Și e un stil pe care îl pot păstra după Crăciun, pentru că, să fim serioși, decorez 6 săptămâni, 5 săptămâni acum, dar tot timpul mă uit să fie și lucruri pe care le pot păstra. De exemplu, pătura pe care am luat-o, toate perinițele pot fi ținute până la sfârșit de februarie, pentru că nu sunt cu tematică de Crăciun, sunt cu tematică de iarnă. La fel, mulți pomișori pe care am luat-o asta pentru decor sau alte lucruri pot fi ținute în casă până la început de martie, mă rog, teoretic, până la sfârșit de aprilie în Michigan, la ce ierni avem, dar tot timpul încerc să fiu atentă să găsesc lucruri pe care le pot folosi mai mult decât de Crăciun. Evident, sunt unele decorațiuni care sunt strict pentru sărbătoarea asta, dar încerc să fiu atentă să cumpăr și lucruri pe care le pot refolosi. Am cumpărat niște farfurii, de exemplu, tura asta pentru toamnă, suport de farfurii pe care le pot folosi în orice anotimp, sunt doar puțin aurii cu maro, deci dă ideea de toamnă, dar pot fi folosite tot anul. O altă decorațiune random pe care am găsit-o la Target, am luat cam tot ce am găsit verde pentru că n-au fost foarte multe, e un ren și asta de la secțiunea lor super ieftine, cred că a fost $1. O cizmuliță, avem șosetuța noastră, a mea și a lui John, avem două seturi și una e foarte faină albă cu blăniță și merge perfect pentru tema asta, deci n-am cumpărat. Ce am mai luat pe aici? Am luat mulți pomișori. Am luat pe ăștia de la Hobby Lobby, deși au sclipici. Nu se prea vede de la depărtare că sunt foarte sclipicioși. Sunt foarte faini cu suport auriu. Dacă vrei să faci tema auriu sau roșu, găsești milioane de lucruri. Dacă vrei să faci orice altă culoare, ai nevoie de puțină creativitate să găsești lucruri. Și tot de la Target am luat tot felul de pomișori. Ăștia am luat vreo 7-8 în total, că au fost $3 sau $5. Bradul e practic elementul central în jurul căruia organizez decorul anul acesta. Și aici am mai luat găletuța asta pe care probabil o voi folosi afară, în decorul exterior. Pentru exterior n-am luat nimic decât o ghirlandă din pom adevărat, pentru că nu vreau să pun nimic fake afară. Am pus anul trecut ceva fake afară, doar că aveam puțin în jurul ușii. Anul ăsta am vrut să îmbrac ușa practic într-o ghirlandă din brad natural. Am făcut la fel cu ambele uși, de fapt, la intrare. Dar în rest, pentru afară, n-am cumpărat decât extra luminițe și niște căprioare pe care le-am primit cadou, ren și căprioare pe care le-am primit cadou de la mama lui John. Dar da, și aici înăuntru am tot felul de steluțe, pentru că vreau să fac proiecte de DIY. Sper să apară săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Bețe de scorțișoară și conuri din astea micuțe și pe mai multe culori, pentru că vreau să fac, stați să vă arăt că le am aici, am luat coronițe din astea, numai să te apuci de treabă, și am luat și variantă de metal, pentru că vreau să fac mai multe stiluri. Ăsta e un stil mult mai cabin-y, mult mai farmhouse, și ăsta e un stil mult mai boho, modern și ce mai e cool în vremurile astea.
Unul din lucrurile de care sunt cel mai entuziasmată este acest buchet din pin, care e păstrat. Deci ăsta e pin adevărat, pin, brad adevărat, nu știu exact ce tip de brad. L-am găsit la un magazin local. A fost destul de scump, a fost $22 buchetul ăsta, dar miroase. Zici că sunt într-o pădure, atât de frumos și e verde. E un verde, stați să văd dacă îl pot ține, nu cred că se vede, o să pun, dau puțină luminozitate la imagine, să vedeți culoarea lui pe bune. E un verde închis, extrem de bogat și de frumos. Și când am văzut cât de frumos e păstrat, nu știu ce, prin ce tehnică l-a uscat să fie atât de frumos, deci nu se degradează, nu se rupe, mă rog, îi pică puțin evident dacă nu ești atent și dacă tragi tare de el, dar e perfect pentru tot felul de proiecte de decor pe care vreau să le fac, plus că miroase atât de bine, mamă. Trebuie să învăț eu cum să usuc florile într-un fel în care să le pot folosi pentru tot felul de decorațiuni. O să vă arăt o ghirlandă de la Amazon pe care am luat-o, a luat-o John. Inițial am vrut să o pun pe masă, în centrul mesei, și să pun tot felul de lucruri pe lângă, dar cred că va fi puțin cam mult. Vreau, v-am mai spus și de asta toamnă când făceam decorul, vreau să fie totuși și practic, pentru că mâncăm la masa aia, o să avem oaspeți. Nu vreau să fie numai ca pe Pinterest și să nu pot să ating nimic, pentru că nu ăsta e scopul. Și anul ăsta de decor de toamnă a fost foarte ok pe masă, nu a trebuit să-l dăm la o parte nimic, n-a trebuit să mut nimic pentru a putea mânca și a putea să ne vedem unii pe alții. Cam același lucru vreau și iarna, deși iarna e puțin mai greu că îmi vine să pun mai multe chestii pe masă, dar cred că astea vor merge pe balustrada de la intrare. Nu știu exact ce și cum, urmează să văd cum organizez totul. Dar da, cam astea sunt lucrurile pe care le-am cumpărat anul acesta. Mai multe decât aș fi crezut, pentru că m-am bazat pe faptul că am foarte multe. Într-un daily vlog la sfârșit de noiembrie m-am uitat prin lucrurile pe care le-am și mi-am dat seama că nu am foarte multe verzi, deși eu am crezut că am. Nu regret, e o culoare evident de iarnă, de Crăciun, pe care o voi putea folosi ani de acum încolo. Deci nu mă deranjează, doar că a trebuit să cumpăr mai multe decât mi-aș fi dorit pentru anul acesta. Plus că n-am crezut că o să fie atât de dificil să găsesc globuri verzi, dar un verde ăsta frumos, nu un verde un verde chicios. Vedem exact ce o să folosesc. Sunt convinsă că va arăta foarte bine, sunt foarte mulțumită cu tot ce am găsit și de-abia aștept să pun toate lucrușoarele astea prin casă. E perioada mea preferată din an, așa cum spuneam, probabil anul ăsta mulți dintre noi vom petrece foarte mult timp acasă, mai mult timp decât de obicei. Dacă pentru noi va fi cam același lucru, mie îmi place oricum să avem mult decor și să fim cozy și să fie frumos de sărbători, deci pentru mine e destul de similar cu ce am făcut în alții ani în materie de decor, în materie de cum îl petrecem. Îl petrecem în mod normal cu părinții lui John și cu fratele lui, va fi la fel și anul acesta. După care a doua zi de Crăciun vine fratele lui John cu prietena lui, logodnica lui, și facem un Crăciun în patru, peste săptămână, două, sau mă rog, la momentul la care vedeți acest clip, chiar în ziua în care vedeți acest clip, prietenele mele vin la mine să facem un Crăciun cu fetele, două, trei, patru fete, nu vă închipiți că fac mega party, dar e tradiția noastră, de obicei mergem la restaurant, dar anul ăsta nu se simt confortabilele să meargă la restaurant și vin la mine acasă, fac un charcuterie board, o să filmez și o să vă arăt exact cum entertain eu oaspeții. Și da, cam ăsta e planul. Eu sper că v-a plăcut ce v-am arătat. Știu că de-abia așteptați să vedeți decorul final și eu, credeți-mă, acum urmează să mă pun să fac treaba asta chiar după ce termin de filmat clipul ăsta, pentru a avea timp să pun tot ce am depus și pentru a avea timp să și filmez. Că asta e iar o altă parte importantă. Nu contează numai când îl termin, contează și cât timp am să-l filmez și să îl editez. Că și aia mi-a destul de mult timp. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu uitați că ne vedem și pe Instagram dacă mă urmăriți acele două conturi pe care le vă lăsa chiar aici și în perioada asta oricum postez mai mult decât o fac de obicei, pentru că facem mai multe lucruri decât facem de obicei. Sper că v-am dat o idee, v-am relaxat, v-a plăcut. Spuneți-mi ce părere aveți despre tema pe care am ales-o, dacă faceți voi vreo temă anume. De unde cumpărați decorațiunile în România? Pentru că știu că aici în state sunt mult mai multe decorațiuni și oportunități și posibilități să găsești chestii faine. Spuneți-mi de unde le cumpărați în România, pentru că sunt convinsă că multe fete, băieți, multă lume se întreabă unde se găsesc și poate pot citi în cutiuța cu comentarii idei și surse de unde vă cumpărați voi lucrușoarele. Anyway, e cred că duminică la momentul la care apare acest clip, deci ne revedem în doar două zile cu un clip nou. Vă pup!